Bună ziua! Astăzi ne aflăm 10 consilieri de munci, domnul Brânză este tot la spital internat, are probleme de sănătate, nu poate să ajungă. Înainte de a începe cu citirea procesului verbal, după cum vedeți dumneavoastră aici, în sală, avem un nou consilier în cap. Vorba de doamna Venescu Irena, în locul lui Neagu Costel, care și-a dat demisia din Consiliul Local. Țin să o felicit și mult succes! Nu, după ce citim și ordinea zi, după aceea, pentru jurământul. Ca să fie inclusă. Deci, ca să fie inclusă, ai vădrept la curat, să fie dat, să fie mic, să te pună. Și nu este trecută ordinea de zi. Am trimis invitația pe 26 și judecătoria pe 27. Dar nu era normal să reveniți și să anunțați să... Și nu era normal să fie prinsă în ordinea de zi? Păi am trimis invitația pe 26. Da, dar scuze tot lumea. Haideți să aprobăm ordinea de zi. Păi ce am zis? Păi da, dar... Ca să aprobăm ordinea de zi, să includem și validarea doamnei Venescu. Da, da. Să includem în ordinea de zi. Să includ în ordinea de zi un punct nou. Și atunci, după aia, ca să fie cum da. Era. Da, era asta de și cât de cât durează. Da, și să includă și referatul. Da. Procesul verbal din data de 27 acestea 2022.
Ședința ordinară a Consiliului Local Comunei Buturei a fost convocată în conformitate cu prevederile articolului 133, aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019, privind codul administrativ al României, prin dispoziția primarului numărul 97 din 18.05.2022, pentru data de 27.05.2021, orele 12, fiind adusă la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei. În urma prezenței făcute de secretarul comunei și consultarea funcției de prezență, s-a constatat că din cei 11 consilieri sunt prezenți 9. În consecință, se îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru desfășurarea ședinței. Ședința este deschisă de secretarul comunei, care prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, respectiv din data de 28.04.2022. Nefiind obiecții, se supune la vot procesul verbal, se aprobă cu 9 voturi pentru. Domnul președinte îl supune la vot fiind votat în unanimitate. Domnii consilieri sunt invitați să scrie la cuvânt. Din cauza că lipsește domnul președinte, se fac propuneri pentru a fi președinte de ședință. Doamna consilier Frunză Florica face propuneri pentru președinte de ședință și propune pe domnul consilier Lucaci Constantin. Se dă citire ordinii de zi de către domnul primar Mugian Dragoș. 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier a domnului Neat Costel și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al Comunei Butrenș de Subacău. Deci, inițiator Mugian Dragoș, primar. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2022. Inițiator Mugian Dragoș, primar. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport aferente lunii aprilie 2022 pentru cadrele didactice din unitatea de învățământ Școala Gimnazială Butureni, Comuna Butureni, județul Bacău. Inițiator Mugian Dragoș, primar. 4. Proiect de hotărâre privind acordarea diplomei de aur și a unui premiu în valoare netă de 300 de lei din bugetul local pentru anul 2022 cuplurilor din Comuna Butureni care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Inițiator Mugian Dragoș, primar. 5. Proiect de hotărâre privind asumarea unui parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bacău. Inițiator Mugian Dragoș, primar. Și 6. Diverse. Domnii consilieri sunt invitați la discuție. Doamna consilier Lehăduș Tatiana este de acord cu proiectul de hotărâre de la punctele 1, 2, 3, 4, dar la punctul 5 nu este de acord. Este nemulțumită de faptul că, virgulă, copiii de la școala Butureni au mers la Săucești în competiție, dar au fost mințiți, pentru că nu au participat la competiție. A fost impresionată de un copil care a venit la dânsa și a început să plângă. Nu este de acord să se facă un parteneriat Consiliul Județean fără să participe primăria cu niciun ban. Acestea sunt minciuni. Nu poate să fie obligată să voteze ceva ce nu este corect. Doamna consilier Frunză Florica nu este de acord cu filmarea ședințelor de Consiliul Local și în ședința viitoare va veni cu un proiect de hotărâre privind acest aspect pentru a fi supus aprobării de către consilierii locali. Ar vrea să întrebe când se face o deplasare la o unitate, de exemplu la Consiliul Județean, o persoană trebuie să aibă un ordin de deplasare ca să poată justifica diurna și cheltuielile de transport. În legătură cu fiii satului, întreabă dacă s-au făcut invitații precum domnul judecător Ceinean, domnul notar Isache și
și alte persoane. Domnul consilier Chirian Dornel este nemulțumit de faptul că în parcul de la Litișeni, în loc să se joace copiii, paște o cavalină. Sunt niște bani cheltuiți degeaba. De asemenea, și cu drumul este nemulțumit, apa, în loc să fugă pe șanț, plunge pe drum. De exemplu... Greșit. La sfârșit. Greșit. Ați arătat? La sfârșit. De exemplu, dacă într-o gospodărie, dacă tata nu este acasă și cade o scândură din gard, cine o pune la loc? Anul acesta s-a păsit pe marginea drumului cu banii cui. Iar anul trecut, dacă s-a păsit gratis, nu a fost bine. Altă problemă cu indicatoarele la Mutuleni, Bosia, deci o termitare. Dacă tabla nu este îndoită, promite că se duce personal și o repară dacă nu se duce nimeni. Sunt lucruri mărunte care nu se fac. Domnul consilier Țăran Octavian Daniel este de acord cu proiectele de hotărâre de la punctele 1, 2, 3, 4, dar nu este de acord cu proiectul de hotărâre de la punctul 5. Cum să faci un parteneriat cu cineva fără să contribui cu bani? Acest lucru este fals. Când se mergea la Bacău cu prezentarea de date, nu se plătea nimic, deoarece erau pe cheltuiala de la cultură. Altă problemă, un cetățean din Satul Godnești s-a prezentat la primărie ca să solicite lemne pentru repararea funcției care face legătura cu satele Godnești de jos și Godnești de sus, dar n-a primit niciun rezultat. Domnul consilier Lucaci Constantin întreabă că anul trecut, din partea cetățenilor de la Medeleni, s-a făcut o adresă la prefectură în legătură cu mijlocul de transport care face legătura cu Bacău. Dacă s-a făcut un demers pentru aceste sate, Medeleni, Valea Sălcii, Valea Merilor, este bine. Au fost cetățeni și la primărie, dar n-au primit niciun răspuns. Măcar 2-3 zile pe săptămână poate veni un mijloc de transport. Propune ca consilierii, de asemenea, că nu au consilierii care nu au fost prezenți la ședință să depună banii înapoi încasați necuvenit. Cetățenii care să se poată deplasa până la Bacău să rezolvă o problemă, trebuie să dea cel puțin 20 de lei la alte persoane neautorizate. Domnul consilier Art Paulian, îi pare nespus de rău ce s-a întâmplat cu copiii de la Cultureni care au mers la Săucești și nu au urcat pe scenă. Greșeala aceasta trebuia imediat. La festivitatea fiii satului, numai la început au participat cu invitație și fiii ai satului, dar după aceea nu. Domnul primar răspunde că la punctul 5, adică proiectul de hotărâre privind parteneriatul Consiliului Județean, a mers personal și a discutat această problemă, deci primăria nu dă niciun ban. Dacă nu se aprobă acest proiect, copiii nu pot merge mai departe, cum și-au făcut planul. La festivitatea fiii satului pot participa fiul, indiferent unde locuiește. Nu este necesar numai cu invitație specială. Așa s-a procedat și în anii anterior, fără invitație. Nefiind dat de înscriere la cuvânt, se supune la vot proiectele de hotărâri. La proiectul 1, 9 voturi pentru. La proiectul 2, 9 voturi pentru. La proiectul numărul 3, 9 voturi pentru. La proiectul numărul 4, 9 voturi pentru. Proiectul numărul 5, 3 voturi pentru și 6 abțineri. Prezentul proces verbal s-a încheiat în 2 exemplare. Unul va fi depus la dosar cu lucrările ședințe Consiliul Local din data de 27.05.2022, iar unul va fi afișat la sediul primăriei după aprobarea consilierilor la ședința următoare, conform articolului 138, alineatul 16 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, privind codul administrativ al României.
punem la vot procesul verbal. Cine este pentru? Da, vom face, dar eu de ce am văzut și din poze... Deci, acum că de 6 la ținere, acolo de 6 la plimbă. Asta vreau să rectificați. Unde? Nu, am zis 3 voturi pentru. Deci da, au fost 6 abținere, da. Și au fost 6 împotrivă, nu abținere. Păi când am plecat, abține. Acum... Abține. Deci când am plecat de la ședință, nu trebuie să rectificat. S-a rectificat. Deci când am plecat... Și la cuvântul meu, nu că nu au participat copiii, nu au participat în numele Comunei Culturei, de asta o să menționez. Da, facem rechidurile. De asta e bună filmarea, că poți pune filmarea și vezi exact ce s-a citat. Acolo eu m-am referit la indicatoare, nici de cum la șapa m-am referit că stă în șans și sub nivel, nici de cum că stă în drum. Da, și dactilografia e eronată. Te vom cerea că era bună filmarea. Cum? Filmarea era bună. Eu sunt de acord. Plus că și cetățenii vor și află imediat și sunt discutați. Da, da, fiecare cu părerea lui. Și dacă nu ești tot ce ai dat. Trecem la ordinea de zi. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a contractelor, acordul cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative pentru anul școlar 2022-2023. 2. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii numărul 17-2804-2020 privind secțiunea bunuri, imobilii, capitolul drumuri din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei București de Bacău, aprobat prin anexa numărul 56 la HC numărul 1300. Numărul 1347-2001 prin adăugarea unor poziții noi. Spunem la vot convocatorul, cine este pentru? Păi la proiectul trebuie acordarea unui ajutor financiar sau material. Nu, dar nu mai, că trebuie făcut în comitetul de situații de urgență. O să mai facem o ședință. Da, asta prindeți consilierul care a dus jurările în față. Și validarea consilierului. Așa. Suplimentar, Neagu, scuzați, Benescu, Elena. Și referatul, puneți-l acolo, dacă se face, se face, nu se face, nu se face, se aprobă, nu se aprobă, nu încercăm. Și referatul care a fost propus de consilier de la PNL. Spun la vot. Da, dacă ați crezi cu punctul ăsta 3, cu acordarea unui ajutor. La punctul 3? Deci, la Zandins? Trebuie să facem comitetul de situații de urgență în cazul primăriei. Trimitem la ministrul avocat, pe care facem ședință de îndată, cu consiliul local. Stabilim suma și... Da, păi cine primește bani, trebuie un cazul de dezabilitate, trebuie un... Da. Ceva, nu aprobăm, cui dăm, ce dăm... Tocmai, de asta ne mai... Da. Am înțeles. Dar ai fost... Deci asta nu... Asta frică. Da. Dar ai pus pe ordinea de zi. Acum haideți ca să discutăm pe tema asta. Pentru că asta s-a trecut aici în proiect de hotărâre privind acordarea unui financiar. Unei ajutor financiar sau material. Dar cum dați? Cui dați banii? Financiar sau material? Cui dați banii? Sau materiale? Vrem cu o societate de factură ca să justificăm. Ce are cine presta, nu? Aici trebuie făcut un deviz de lucrări, de traseul de care se face de acord cu această investiție. Și binevenit o alimentare cu apă și cu la final, prin semnitar domeniul public. Dar aici se trebuie revist. Aici trebuie revist de unde se captează apa, apa se captează într-un bazin, ajunge la mare, funcționă și își mea, e investiții. Da. Totodată trebuie revist de lucrări, să vedem valoare pe care o scoateți la revistul ăsta de lucrări. Și dați drumul la lucrare, și atâta că o pune în ordine de zi, o scoate, o amurat și trece să fie situații de urgență. Dar atunci o treabă situații de urgență, că asta nu e un caz. Nu, trebuie făcut comitetul din local. Nu e adevărat, n-are nicio treabă comitetul local pentru a construi un ciușmea. Ciușmea se construiește și se vede la final cu valoare de pe capul domeniului. Cei de la ICSU așa au spus,
Comitetul local, după aia trecut prin ședință de Consiliu Local, o sumă care suntem disponibili să o alocăm. Pe situații de urgență să prind acele cazuri de la Codinești. Păi bine, mai bine puteți cazuri de la Codinești pe situații de urgență, incendierea acasă, nu se ferit o stabil. Dar aia e situații de urgență. Alte cazuri care sunt, dar asta nu e situație de urgență. Asta dă o necesitate pentru comună, nu zice nimeni nimic, cu deviz de lucrări și să construiască ciușmeaua, dacă vrei să faci. Dar pe situații de urgență, vă garantez că nu o să obțineți nimic. Da. Da. Urgent la ceea ce a sesizat Răzvoi, să zic eu, consider... Haideți să vădăm în tăuă. Haideți să vădăm în tăuă. Deci am citit proiectul de hotărâre, l-am aprobat, am înțeles. Au fost toți de acord? Da, cu ordinea de zi. Haideți să discutăm, să punem părerea toți despre toate proiectele de hotărâre care s-au prins în ordinea de zi. Să ne scrie la cuvânt. Doamna Tatiana, am înțeles, doresc să vă spuneți părerea. Vă ascultăm. Da. Primul proiect ăsta cu neasumare responsabilității, da, sunt de acord. Automat, doamna director, trebuie să răspundă de ce derularea proiectelor și modul în care își administrează bugetul. Proiectul de hotărâre privind aprobarea asta cu drumurile, da, sunt de acord. La punctul 3, chiar dacă l-ați spuneți că nu mai face parte din ordinea de zi, părerea mea că dumneavoastră ați propus să sta în urma unei sesizări pe care o vedem din memorie, mai bine zis, din partea locuitorilor din satele Valea Merilor și Valea Sacii. Și se pare că nu e o problemă singulară în țară, pentru că ne confruntăm cu o secetă grea, pedologică, foarte grea, mai ales în zona noastră aici. Și consider că da, este bun, așa cum a spus și domnul Țăran, un asemenea proiect. Nu sunt împotriva unui asemenea proiect care nu face decât să ducă la creșterea nivelului de trai din satele, cele două sate din comuna noastră. Și dacă cheltuielile aferente ni le putem permite, bineînțeles. Dar, momentan, situație de urgență. Dacă vorbeam cu doamna secretar înainte, care cunoaște mai bine populația din zonă, dacă aceste persoane în vârstă, în momentul de față, nu au în fântâna cea mai apropiată de locuința lor apă pentru consumul casnic, asta da, trebuie să ia de urgență măsură la nivel de primărie, un tractor, un bazin, să se ducă apă acestor persoane, pentru că un proiect de așa o amploare poate dura și un an, jumate și doi, și ce fac? Mă soară tata la toamnă, nu? Dar eu acum nu mai pot. Deci, asta cu apa trebuie asigurată imediat. Nu se pune problema cu... Dacă avem familii care nu au acces la apă și mai ales persoane de peste 70 de ani, am înțeles că o bătrână are 80 și una nu știu cât, aici nu mai așteptăm proiectul cu băgăm apăsat. Aici trebuie luate măsuri de urgență. Cam atât, vă mulțumesc. Domnul președinte, dacă permiteți. Referitor la primul proiect de hotărâre, unei asumare responsabilității, asta se referă la primăria Bucureni, care nu își asumă responsabilitatea referitoare la cheltuielile efectuate de școala din comună, privind achiziționarea produselor aferente de serviciilor noastre educative.
Proiectul 2 de hotărâre pentru aprobarea anexei 56 a hotărârii Guvernului din 1347-2001, mai se referă la intabularea și înregistrarea drumurilor și sunt de acord. Acum, pentru că deja a fost aprobat acest proiect de hotărâre, totuși părerea mea este că este binevenit asigurarea pe persoanelor asistați sociale, pe cei care sunt în vârstă și nu se pot deplasa, primăria să intervină și să le asigure, zic eu, minimul de confort, adică apa este strict necesară, fără apă nu există viață. Avem aici un punct diverse și aș vrea să menționez câteva lucruri. S-au petrecut niște evenimente la nivel de comună și, zic eu, nu au fost evidențiate sub nicio formă. Deci noi suntem astăzi datorită celor care au știut ce vor pentru țară și neam. Integritate, eternitate, suveranitate. Mă refer la comemorarea eroilor. Deci nu s-a făcut nimic. A trecut neobservat și foarte bine. Este o problemă legată de bătrânii care au nevoie de asistență socială la domiciliu. În satul Țigănești și Vultureni este Sava Gheorghe, Cristea Iuliana, Bălănescu Minia, Corodeanu Ion, Corodeanu Zena, Arhip Corina, Tilici Marian și mai sunt și alți bătrâni care, din nefericire sau din fericire pentru dumnealor, au copiii care îi îngrijesc. Dar cred că și acei copii care îi îngrijesc sunt copiii lor, dar sunt tot în vârstă. Și nu le-ar strica dacă cineva ar trece și le-ar ajuta sau le-ar da o mână de ajutor. Din acest motiv, eu am propus am inițiat, de fapt, acest referat pentru anularea monitorizării audio-video a ședinței ordinare a Consiliului Local Bultureni, pentru că acești bani puteam să-i dăm unui asistent social, chiar dacă nu este angajat cu normă întreagă. Cred că și pentru puținul ăsta care noi îl dăm monitorizării, să-i dăm unui asistent social pentru ca să acorde aceste servicii strict necesare acestor bătrâni. Aș vrea să și cer dumintea la dumneavoastră ca să se răspundă la sfârșitul acestei ședințe acestor întrebări. Aș vrea să vă răspundeți la următoarea întrebare. Care sunteți în măsură din legislativ? Deci, autorizațiile de construcție. Câte s-au emis pentru garduri, pentru extinderi, construcții, case și anexe? Încă o problemă aș avea cu ordinul de deplasare pentru personalul angajat al primăriei, care trebuie să folosească mașina din dotare a primăriei, pentru care noi am aprobat consum de combustibil. Acum, despre atitudinea față de cetățeni, suntem în slujba cetățeanului să respectăm contribuabilul și angajații, pentru că, zic eu, angajații nu sunt pe moșia nimănui. Domnilor, domnul consilier Chiriac, am o restanță la dumneavoastră. Un răspuns, de fapt. A fost foarte subtil și, zic eu, un pic, zic eu așa, mai ironic ca de obicei. Când ați întrebat cât costă o copie pentru un plan parcelar, v-ați înțeles? Deci data trecută. Și vreau să vă spun ceva. N-am întrebat cât costă, dar a zis că 100 de lei pentru... 100 de lei pentru... Nu. Ați întrebat... Păi, domnule, nu fi mod amor. Dar în mare... Cu ședința a fost până în 12, n-am avut cum să fiu... Domnule, nu, ai, lasă ironia, auzi. Ai răbdare.
Deci, eu știu că s-a aprobat pentru taxe și impozite, am aprobat 100 de lei pentru planul parcelar. Este foarte mult, deci subtilitatea ta a fost bună. Pentru că ce este planul parcelar? Este o copie după hartă, m-ați înțeles? Și nimic altceva, nume, pronume, lățimea și lungimea parcelei persoanei care vrea să știe unde este amplasat și ce suprafață are, mă înțelegi? Deci nu este o clipă, te rog. Deci planul parcelar, asta înseamnă, deci o copie după hartă. Un toc de hârtie este 18 lei, domnul Chirian. Și o goală de hârtie, mă înțelegeți? Cât poate să coste? Cât curent electric și cât tuș se consumă pentru o hârtie? Deci mie mi se pare o taxă foarte mare și nu aș vrea ca intrarea în primărie pentru fiecare cetățean să fie cu taxă. Adică să nu intre nimeni până nu scoate un bani din buzunar. Deci mi s-a părut atunci că... Na, în fine. Și... Eu vreau să ținem cont de niște lucruri. S-a mai întâmplat un eveniment important, am menționat și în ședința anterioară, cu Asociația Fiii Satului. Avem aici aici sunteți majoritatea Fiei Satului, suntem și o parte adoptați, printre care și eu, și sunt și, eu zic, înfiat, printre care sunt și eu, și adoptați. Asociația Fiii Satului, vă rog să mă scuzați. S-au venit din tici. N-am sau? S-au venit din tici. A, venit din tici, da, știu că sunt în 44 ani. Am următoarea propunere și rog pe domnul consilier Arhip să noteze, pentru că este un fiu important al acestui sat, și să ne gândim la o organizare a fiilor satului, care trebuie să aibă un președinte, membrii și care să se ocupe special de organizarea revederii fiilor satului. Atunci primăria, dacă poate să ajute financiar la desfășurarea acestei activități bine și poate și o parte din fiii satului cu posibilități materiale, poate să ajute în bune condiții desfășurarea acestei activități. Mă refer la faptul că această aniversare a fiilor satului de fiecare dată s-a denaturat. A luat un iz politic. Am jucat cora PNL-ului, am jucat cora PSD-ului, acum trebuie să jucăm și cora fiilor satului. Din motivul ăsta am pus problema data trecută a invitațiilor, pentru că majoritatea fiilor satului sunt plecați în alte localități. Noi nu avem o dată fixă, deci data desfășurării acestui eveniment este în funcție de o sărbătoare, Troița Moșilor, care este în funcție de data Paștelui. Deci, pardon, mă scuzați. Asta este propunerea mea și aștept din partea băștinașilor, a fiilor satului, să răspundă acestei propuneri. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumesc la cineva. Pot să vă dau un răspuns, doamna? Nu, la urmă. Notează ți-ai cuvântul și răspuns. Pentru că la urmă trebuie să răspundă și alții la întrebările care s-au, la problemele care s-au urmă. Nu, dar era o chestie de lămuririi lui. De clarificare, dar eu cred că nu am înțeles greșit. Cred că subtilitatea ta a fost destul de... Deci pe ce punctat dumneavoastră sunt de acord, dar întrebarea mea era alta și s-a dus unea către extremă discuția. Dar nu cred că este la extrem. Cred că s-a dus exact unde trebuie. Da. Că la extrem înseamnă că nu are nicio soluție. Nu, la extrem înseamnă mai la margine. Nu. Mai la margine, apare bine... Pentru că așa văd eu extremă. Da. 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 Un jucător extrem, un jucător pe un teren de fotbal extrem, înseamnă că joacă undeva pe la extrem. Comparațiile... Păi, asta e extremă, doamnă.
care aleargă. Auzi, Dorinele. Care aleargă. Care aleargă, bineînțeles. Care are viteză sau extrem. Da. Alții nu. Care doresc să aleargă. Deci, bine, dă-te, trebuie să ajung punctul. Da, domnule. Deci, ca să mă refer, în primul rând, la punctul care a fost studiul de ordinea de zi. Mie mi se vorbea foarte interesant. În condițiile climatice actuale, și într-adevăr vedem că suferim din ce în ce mai mult. Deci, cred că, cel puțin la nivelul Comunii Bucureni și cred că și la nivel de țară, se, după părerea mea, se repune din nou în, se aduce din nou aprovizionarea cu apă a localităților. Până acum câțiva ani, sincer, eram destul de sceptic, fiindcă marea majoritate a locuitorilor s-au făcut o fântână, alții încă de acum 30, chiar 40 de ani. Din păcate, aceste fântâne au adâncime de până la 10-15 metri, până la pânza freatică. Pânza freatică. E până la pânza freatică. Da, e la primul strat, mă scuzați. Da, primul strat, mă scuzați. Nu uitați că sunt geografi. Și dumneavoastră. Deci pânza freatică este aprovizionată în exclusivitate din precipitații. Și ca atare depinde de cantitatea de precipitații care au. La noi aproape este un an de zile de când se zică cam permanent. Zăpada a fost, ploi a fost din august. Așa ca atare pânza freatică are de suferit. Deci, m-am bucurat că n-am văzut să-mi dai doar punctul ăla, din păcate că primar, cred că motivii nu prea am înțeles de ce nu s-a pus pe ordinea de zi, am înțeles că trebuie mărul de formalități, birocrație, și cred că ar trebui extinsă și la alte, la alte localități. Mă gândesc la Satul Zăroaia, care a început să mă parte partea aceasta de pedeal, de când ești tu, ei au probleme serioase cu apa. Cred că în Satul Zăroaia, dacă ați fost în asta și probabil ați fost, este acolo o ciușmea cu mai multe fântâni, cu mai multe izvoare care pot fi captate, mă rog, făcut undeva un bazin, ceva, nu prea mă ocupi eu, și prin canalizare dusă cel puțin în 2-3 puncte din zona în care, într-adevăr, locuitorii se confruntă cu problema apei. În legătură cu... Da, și mă iertați, am trecut la altceva. Deci, dacă v-am spus până acum câțiva ani, într-adevăr, nu prea eram de acord. Mă gândeam că nimeni nu se mai trage apa, chiar dacă se face canalizare. Acum, v-am spus, datorită secetii, pânza freatică a scăzut. Cei care au avut posibilități au adâncit pântânele până la 40-50-60 metri. Asta înseamnă bani în plus, bani chiar destul de mulți. Ei, deocamdată, nu se plâng de apă. În schimb, cei, în special cei în vârstă și cei mai puțin dotați material, ca să spun așa, deci suferă de apă. Și este o problemă foarte serioasă, foarte serioasă. Spune cineva acolo că apa, de fapt, înseamnă viață. Nu este apă, de fapt, este lucru esențial, chiar dacă avem vin, bere și alte lucruri aduse din altă parte. În legătură cu proiectul propus de doamna Funzi, eu m-am obținut. Știu că democrația, cel puțin așa am învățat eu, așa am înțeleg eu, are doi piloni. Deci este vorba de mass media și este vorba despre opoziție. Deci fără cele două elemente, democrația nu poate să funcționeze. Deci eu, din punctul meu de vedere, mi-e indiferent când adevăr se filmează sau nu se filmează, cei care ar trebui să fie deranjați de filmare ar trebui să fie cei de la, mă rog, la putere, ca să spunem așa. Deci domnul primar, mă rog, doamna viceprimar, fiindcă ei sunt cei care sunt luați în focul, luați la întrebări. Deci, într-o fel sau altul, mă cam surprins, deci am avut discuții doamna Funzi. În legătură cu Asociația Fiii Satului, ea m-a spus, au apărut acum 26 de ani, din inițiativa domnului inginer Funză, din câte știu, este un președinte, este și acum, până am înțeles să dea cineva de mizie, sau mai mult chiar să o sunt. Uite, domnul a fost vorba despre domnul Funză Vasile. Sunt în totul de acord cu doamna Funză, că, într-adevăr, asociația asta, sărbătoarea aceasta Fiii Satului, care este singura sărbătoare tradițională care se păstrează, nu numai la Uniunea Bocănesc și în alte părți. Deci, trebuie să fie apolitic. Deci, nu trebuie să fie luată niciun partid politic. Eu acum n-am nimic, i-am spus și data trecută, i-am spus și acum domnul Țăranu, nu el a fost cel care a acaparat, a fost înainte, domnul Irene. După aia, mă rog, a continuat să continuă să nasă, probabil
Deci, așa o pot. Deci, în afară de primul două ediții, într-adevăr, a fost invitații, n-a avut ce treabă primăria cu organizarea, cu nimic. Primăria, prin niște sponsori, a fost la dispoziție, mă rog, o masă acolo și alte lucruri. Deci, doamna Frunze, sunt tot de acord. Deci, asociația deci, are un președinte. Din păcate, din păcate, eu am mai sugerat că ești în dreapta, pe stânga, el ar fi cel care ar trebui să deschidă... Mie nu-mi place ceea ce-mi face. Și nici nu-mi place ceea ce-mi face. Dar asta e situația. El a fost cel cu inițiativa și mi se pare un lucru foarte important. Deci, sunt de acord ca această asociație să funcționeze, inclusiv cu implicarea primării, probabil cu o anumită sumă de bani, sau că trage în anumitul sport. Dar, sub nicio formă, nu cred că e bine să mai avem de face cu politica. Da. Vreau asta vă spun. Mulțumesc. Vă mulțumim. Altcineva? Da. Mulțumesc, doamna. Mulțumesc, domnul președinte. Sunt de acord cu toate punctele de pe ordinea de zi. Aș avea ceva de spus la diverse. Având în vedere, după cum știți, că s-a deschis sesiunea de proiecte de fonduri europene, este deschis un pic mai la începutul lui iunie, aș propune un proiect de dezvoltare infrastructurii medicale prespitalicești, de reabilitare a cabinetului doctorului și modernizare cu echipamente, care ar fi în valoare de 15.000 de euro, reparațiile și 45.000 de euro, echipamentele. Costurile noastre ar fi de consultanță de 20.000 de lei, de vizul de lucrări, încă n-am primit oferta. Problema mea ar fi în felul următor. Eu am făcut un referat către domnul primar. Domnul primar are o problemă cu dumneavoastră, nu ați aprobat rectificările bugetare. De asta am deschis subiectul în ședință. Dacă dumneavoastră ați fi de acord ca să demarăm proiectul pe fonduri europene, în valoare de 60.000 de RON, costurile noastre fiind oferta 20.000 a consultantului, de vizul încă nu am primit oferta. Deci reparațiile 15.000, echipamente, cum ar fi un ecograf și... Din ce știu, există un referat făcut de medic, cred că am trecut și trimis către primărie pentru... Bun, și am făcut referat, vreau să zic, vis-a-vis de... Adică există făcut de medic referatul ăsta. Acum venim cu un contrareferat peste al medicului? Nu, am spus că este un proiect de fonduri europene. Da? Bun, dar răspuns la referatul medicului de acum... Există? Trebuie să vă spun un lucru citit. Da, eu mi-ați înțeles problema ridicată. Pe mine mă interesează dacă dumneavoastră ați fi de acord că oricum bani pe investiții, din câte știu, ar trebui cumva mutați, m-ați înțeles, la rectificare, să nu fie probleme. Domnul primar, asta e problema cu dumneavoastră. Noi ne avem majoritate, dumneavoastră ați putea vota împotrivă. Eu am spus costuri de care ar fi. Dar ne și încadrăm, vreau să zic. Ne încadrăm cu proiectul respectiv. Da, acum, părerea mea este că ar fi culmea să fim un gigă contrast dacă, într-adevăr, se face ceva. Teama este că proiectul se va întocmi, deci cel care este inițiatorul și coordonatorul proiectului trebuie să fie plătit. Noi aprobăm plata, dar vrem să vedem și derularea proiectului, că în cele mai multe cazuri plătim și când ajungem să derulăm proiectul, fac ei. Ați spus 60.000 de RON și sunt 60.000 de euro. 60.000 de euro. Da. Și 20.000 de RON, adică 200 de milioane să te aducem pentru cei care vizionează, să nu filmeze. Deci să știe cât costă proiectul. Eu să știți că sunt de acord să fie reabilitat și să arate ca un dispensar. Am propunerea ca dumneavoastră, care îi aveți în subordine pe cei de la 416, să aibă o dedicație specială pentru curățenia și ordinea de jur împrejurul dispensarului. Este acolo o grămadă de cenușă adunată de toată iarna, dar de fapt n-a venit iarna cealaltă care când are dus mai până viață și asta nu trebuie creată până ce nu vine cealaltă.
Așa, deci trebuie făcut ordine și curățenie acolo. Dacă există unde se ridici la dispensar, ăla să-și mărească un pic din atribuțiuni și dacă mai avem încă un angajat de la 416 care vine odată pe săptămână la cabinetul stomatologic, să aibă și el câțiva metri pătrați de făcut curat. Deci nu împrejurul dispensarului să ne fie cu iertare, poate curățit. Deci eu sunt de acord, susțin proiectul, numai să dea Dumnezeu să se facă. Greșeală mare a fost în partea lui Dragoș că nu a chemat consilierii, pentru că noi consilierii suntem sfatul domnilor și trebuia să fim întrebați ca să nu pierdem o mare parte din banii alocați pentru reabilitare, reparare și alte destinații care au mai avut bani. O foarte mare greșeală. Domne, orice problemă apare, aveți mașină la primărie, aveți telefoane, sunați, întrebați, oameni buni, veniți. Deci nu cred că există vreo consilier care să spune, domne, nu vin, că vezi, doamne, nu vin, că mă cheamă că are nu știu ce chef. Nu este adevărat. Pentru orice problemă. Nu trebuie să presupui că ce ar face altul după cum gândești. Deci ăla nu face că așa gândesc eu că ar face el. Ei nu se poate. Nu putem să știi ce gândește nimeni. Până nu stăm de vorbă și unde sfătuim. Ar fi bine dacă s-ar face ceva. Cu impact, zic eu, nu zic electoral, dar zic un mare impact social. Pentru că în dispensarul uman, vrem, nu vrem, intrăm toți. Prima dată. După care, biserica așa viu. Da. Asta este părerea mea. Ceilalți consilieri să spună părerea și să și justifice. Cu filmarea, domnul Arhip, sunt obligată să vă răspund, sunt foarte de acord cu dumneavoastră, democratic. Se spune că paznicii democrației sunt cei de la presă, deci câinii democrației, presa. Dar presa, în ultima vreme, trunchează, este bine finanțată de anumite surse să promoveze nu ai anumite idei și sunt puțini care, într-adevăr, au știre. Deci au o informație. Deci, luată sau o știre trunchiată, ca să fie clar. Deci și am pus problema numai financiară. Atât am pus problema. Nu ați menționat nimic, mă scuzați, că am pus și problema bătrânilor care au nevoie de asistență socială. Deci, am făcut o legătură între aceste două activități. În rest, sincer să vă spun, deci deranjați să fie cei care nu țin cont de propunerile noastre în Consiliul Local și timpul trece, dacă merge, noi cu drag muncim. Vă mulțumesc. Da. Da, mai rețetă. Deci, vreau să vin în completare pentru doamna vice. Doamna viceprimar. Referitor la acest proiect pentru reabilitare și dotarea Centrului de Sănătate Comunitară, e foarte bine. De ce programe sunt astea? Și contractul de consultanță îl încheiați de așa manieră ca banii pentru consultanță să-i dați cu dată cu ținerea finanțării. Nu e neapărat că să-ți dați banii înainte. Cât vreau o consultanță înainte de a începe finanțare, nu facem mai rău. Bine, că vă schimbi atent la contract să ne ajute și cu implementarea. Nu să fie doar, am să înțeles. Implementarea de a depune. Că depuneți online proiectul și îl depuneți și așteptați. Și așteptați și după care așteptați să intrați spre analiză dacă proiectul intră la finanțare. Și repet, consultanță o plătiți de la de atunci și încălziți din care să obține finanțare. Păi le dați bani degeaba și apoi nu obțineți finanțare? Ideea este că e eligibil ca să dăm bani, dar nu e eligibil nici mă rău să dăm bani. Păi am spus că banii să-i dați cu condițiile în care primiți finanțare. Nu le dați înainte de a obține finanțare. Așa vă apucați, așa? Consultanța este un lucru, dumneavoastră știți foarte bine de listul lucrări, ți-l face altcineva. Ca să-ți aprobi, să-ți facă muncă și să fie remunerat, abia după ce se aprobă, nu-ți face nimeni de listul lucrări, vă dați seama. Proiectantul lucrează împreună cu consultantul, doamne. Da. Un acord, proiectantul lucrează cu consultantul. Deci, proiectantul nu face treaba cu consultantul și nici nu. Dacă nu aveți consultantul,
Nu vreau să zic. Este drept, dar suma asta de 20.000, ca și consultantul să accepte să fie plătit abia la finanțare munca lui, unde se justifică? 20.000 e o sumă destul de consistentă. Poate fi trecut într-un bonus de lucrat, da, de atât la lucrat. Eventual negociat o sumă mică doar la depunere și diferența în momentul în care vin, în momentul în care se aprobă. Poftiți? Să fie plătită două tranșe. Exact. Exact. Da, să fie garanția că exact, am înțeles. Va fi și coordonatorul în continuare, adică să fie coordonare, că nu doar coordonatorul, să avem și siguranța că vom fi, o să primim sumele, că o să fie aprobat cu ei, cu asta îmi spunea domnul consilier. Poate negocia cu eu, pot în parte, da, deci la finalizare, lucrurile sunt idei. La depunere, oricum muncești, îți face documentații. Exact, și atunci el are și el interes să facă, că dacă nu rezolvă și nu ajungi la final cu proiectul, nu și-a bani. Nu pierde 20 de ani. Nu și-a așa el și-a bani și nu mai întrezi atât. Hai că suntem pe la viață. Nu, așa e. Da. Mulțumesc frumos. Da. Mai e cineva? O să revin un pic, pentru că spunea doamna Vice că ar face un proiect, dar e teamă de noi. Altceva am zis că este că nu vă dăm. N-ați fost atent. Da, ba da, asta era ideea. Nu știu, chiar nu vreau să părem oaia neagră a Consiliului Local. Noi suntem pentru bunăstarea comunei, asta trebuie să înțeleagă, în condiții legale. Foarte frumos, doamna viceprimar a spus, atâta costă reparație, atâta dotare, atâta consultanță, ne-a dat și o valoare estimativă a întregului proiect, răscolăria, baftă să-l puteți realiza. Deci, să fie înțeles, eu personal nu sunt de acord cu ceva atunci când nu este legal și în ordine. Nu pare în ordine, e prea cu suprața albă, dar la ceea ce ne-a spus domnul, de ce? Pentru că știu și eu și am discutat și eu cu medicul de familie că, într-adevăr, este nevoie de niște rectificări, de vreo 10, 12 ani, cât are de clinica nu mai este 2010. 2010, 10-12 ani, nu s-a mai făcut mai nimic acolo. Nu mai nimic, nu s-a făcut nimic. Da, da. Nu am nicio temere față de opoziție. Eu nu sunt ordonator de credite. Și vă dați seama, dacă domnul primar, cineva trebuie să-și asume. Dacă dumneavoastră n-ați votat rectificare, eu pusesem discuții cu domnul primar, am făcut referatul și am spus să putem demara. Domnul primar mi-a răspuns. Atâta timp cât nu avem, m-ați înțeles, susținere, aș fi făcut și mai devreme și o ședință aș fi convocat, dar n-aveam o treime din consilieri ca să pot convoca o ședință. Să discuți cu fiecare consilier în parte și ne convoca aici și vine, uite, noi frate, ce avem de făcut. Asta și asta, nu că n-avem noi. Dacă mai nu mai greu consilier și erai viceprimar, nu mai făceai treaba asta, că n-aveai susținere? Da, dar legal vă dați seama că trebuie o treime ca să poți convoca. Nu vorbim de legal, aici noi vorbim de normal și de priorități. Adică de ceea ce este corect și de ceea ce trebuie făcut. Nu că e legal, normal, adică ce e normal? Să am la jucătate de consilier și să vădești ceea ce pentru trebuie mie? Pentru a convoca o ședință legală, e nevoie de o treime din consilier. Dom'le, te duci la fiecare și vorbești când arde, dar așa ce facem? Așteptăm să avem, ce să avem, majoritate și să treacă valul ăsta cu bani și să-i pierdem să nu facem nimic. Legal dus pe politic. Dacă vorbim la nivel de consilier, indiferent dacă face parte din altă culoare politică, până la urmă oamenii susțin tot cauzele comunii, nu? Și cred că discutăm cu fiecare, nu cred că... Nu, are cineva ceva împotrivă, deci un jucă contra nu are cum să existe. Deci aici, cu majoritate, cum ne ducem pe părinte? Aici e bla bla aici. Da. Haideți. Dacă mai asta, vreau să spun și eu o părerea mea. În față de legătură de proiectul de hotărâre, sunt de acord la punctul care nu s-a mai trecut ordinea de zi. Într-adevăr, există o problemă foarte grea vis-a-vis de apă. Spunea domnul consilier Arhi, îi dat dreptate
pânza freatică, majoritatea s-a alimentat de la ea, a dispărut. Cine are fântâna mai jos, are apă. Toate fântânele din zonă, și nu numai de la noi, majoritatea comunei, nu au suficientă apă. Oamenii au animale care mai au și nu au un sfidean la apă. La Medelen nu mai curge foarte puțin, deci teica e goală. Dacă duci unul cu vaca, ăla cu unul mai greu. În urma lui nu se mai face să știe. Mai curge un pic aia la Bădașul. La Mărioara, aici, cum îi zice la noi, la Vădinești, nu mai curge. Doamna Tereza trimite copiii la Budașul acum. Acolo, la Apăvăloaie, nu mai curge. E foarte complicat. Se poate ajuta oamenii. Dacă există posibilitatea, oamenii au cerut, domnule, să cumpere furtună. La Valea Sărții trebuie 500 de metri de furtună. La Medelen trebuie, la Apăcăloi acolo, la Medelen 250 de metri de furtună. Că restul pune munca, cealaltă materiale, trebuie rag de ciment, trebuie mașină de balast. Deci, s-ar putea și așa, că ca să facem, cum a spus domnul Țăranu, să facem proiect, să facem, domnule, asta e chestie de viitor. Dacă îi dai omul acum o beleată de apă, nu se poate rezolva, decât numai așa se poate găsi o formă. Nu-i dai bani, că îi dai bani ce faci cu ei. Adică să-și nu-i acoperim. Să cumpărăm niște materiale, există o factură. Putem pune o aia la ajutor social să răspundă și să facă, să fii sigur că furtunul s-a pus acolo în pământ și nu s-a dus în altă parte. Doamna viceprimar poate să urmărească să supravegheze, ca într-adevăr lucrarea să se facă și să fie sigur că furtunul, materiale care s-au cumpărat s-au folosit acolo. Și având în vedere lipsa asta de apă, noi ne-am gândit la partea financiară. Nu la partea politică, de opoziția, cu nu știu ce, cu mass media. Problema este de bani. Faceți calculul 5 luni, ori 6, și vedeți câtă sumă este care se dă pentru filmarea unei ședințe. Să vedeți ce se poate face cu banii. Și 20 de milioane pentru dispensar, și nu știu, alte cheltuieli, și la Năzăreoaia, o fântână și nu numai nu s-a dat, peste tot sunt probleme cu apă. Deci din banii ăștia se poate face ceva. Noi n-am zis că suntem contra să ne filmați. Că poate nu suntem fotogenici. Dar problema este financiară. Banii ăștia îi putem folosi în altă parte. Dacă să investești din comun, vin investitori, o să fie bugetul comunii mai mare și îi putem permite, nici o problemă. Aducem, eu știu, și antenăm un și protezeu. Deci cam asta e. Vreau să îi mulțumesc cu doamna consilieră că a intrat în rândurile noastre și sperați cum pare. Nu o să-i facă rău. Cam atât am gândit, dacă nu e cineva. Da, pot să intervin și la asta. Da, referitor la filmare, dacă am face o analiză la cheltuielile făcute în primărie, multe dintre ele nejustificate, s-ar putea face economii de acolo. Eu nu văd o sumă atât de mare pentru faptul că filmează. Deci, da, dar ați întrebat cât e suma. Plus de asta, toată lumea asta care nu poți vedea. Care nu poți vedea. Ați întrebat suma. 700 de milioane. 7.000, domnule, 70 de milioane. 70 de milioane. Cum e rupi? Domnule, ba? Ia. Da, domnule, făceai canalizarea la
bine, dar eu vreau să vă spun că o parte din oamenii comunii Vulturieni care nu pot veni să fie prieteni. Au și ei foarte multe de spus. De ce nu vine? De ce? Nu pot, vedeți că nu se poate veni. Dar el acolo stă și vede filmarea, vede ce s-a discutat, mai se întâlnește cu consilierul nu știu care, mai discute, mi-ai spune, băi, mai vreau aia, mai vreau aia. Eu nu văd o problemă în faptul că se filmează. Și nu avem nimic de ascuns, nu știu de ce ne ferim să fim filmați. Nu te ferici, domnule, ai înțeles greșit. Ca să vă dau dumneavoastră răspunsul, eu am înțeles foarte clar și nu eu ceart între mine și dumneavoastră, dar vă spun exact ceea ce a spus dumneavoastră. A spus, domnule, eu nu vreau să fiu filmată. Astăzi veniți și spuneți, domnule, nu vreau să fiu filmată prin faptul că se cheltuie bani. Care este adevărul? Prima dată, calculează foarte bine, reține prima ședință că eu am pus problema banilor de la început când s-a spus așa, că este 6.400 de lei ședința, ți-am înmulțit cu 12, ți-am înmulțit cu 67 și ți-am spus calculați. Dar n-a calculat nimeni. Eu am un singur defect, raționamentul. Dar tu depășești. Nu, nu vorba de filmare și de zi. Nu, nu, nu. Păi dar n-ai înțeles și dacă n-ai înțeles, te-ai grăbit să tragi concluzii și asta este... Mai aveți ceva, domnul prezident? Nu m-am grăbit și de asta aș avea dovada filmării, să vă arăt că dumneavoastră a spus problema faptului să nu fii filmată de motive. Da, da, și am spus destul de clar. Și pe care este motivul financiar. Da, cu motivul financiar a fost de la început. Domnul Reu este martor. Și poate să confirme dacă eu am susținut altă idee decât problema banilor. Da, atât. Am văzut că ați ridicat problema de furtunci la Păvăloaie și știu din Badea Sălcică a fost și-a măsurat să nu duce în sedimentri. Dumneavoastră ce ați fi propus? Să nu se facă proiect și să... Durează. Nu ați zis să nu se facă. Faceți proiect și faceți... Nu, pentru că pentru Badea Sălcică oricum durează, vreau să spun. Vă dați seama, acolo trebuie cămin... Oamenii se mobilizează... Știu că am fost și am făcut cu anumită sumă de bani, o să pună chiar ei. Okay, da. Vreau să zic același lucru, am făcut în Valea Lupului. Dar oamenii au pus bani de furtună. Am fost cu cei de la 416, tot așa au scris în Valea Lupului. Nu era apă și am fost și am săpat. Dar oamenii au pus bani pentru materiale. Da. Nu s-au votat. Da. Sunt de acord cu proiectul. Dar vă Dacă se găsește o formă legală, eu nu, domnul consilier, deci eu nu vă împing să încălcați legea. Nu, nu, dar v-ați înțeles, eu am făcut că... Dacă găsește o formă legală, ca să putem plăti de la primărie o sumă pentru materiale, pentru o parte din materiale, și se poate și găsește forma legală, eu la asta mă refer. Și cu proiect durează. Știu că durează. Aici oricum trebuie rectificare bugetară. Da. Deci, cam asta... Vorba de... V-ați spus, sunt mai multe puncte, nu-i doar Valea Sălcică, ci sunt numerat mai multe... Da, sunt... Prioritățile, domne. Unde este situația cea mai critică? La Valea Sălcică, la Medelei. La Valea Sălcică, să știți că am fost și chiar că am... Deci acolo nu este deloc. Acolo la Sălcică, dar sunt câțiva care au fântâni. Medele este mai scăzut, dar... Ah, ca să mai descurcă, da. La Năzăriu aia este fântâna în mijlocul satului și ăia se descurcă de o viață la fântâni. Acolo este izvor puternic, dar... La Valea Sălcică, într-adevăr, este păcat, este izvorul ăla sus, de alt bun. Vă dați seama, dacă mai fie că o să pună 40 de grade, sunt probleme cu sântul ăla, da. Dar nu ne-au sau, că totul se simte cu mine. Da, Salvăm o parte din... Da, spuneți la pot, domnul președinte. Domnul
la primul punct. Cine este pentru? S-a ținut contra cineva? Nu. Nu am nimic. La punctul 2. Cine este pentru? S-a ținut contra? Nu e niciun. Toți. La punctul 3, cu aprobarea consilierului. Validarea consilierului am votat. Da. Toți. La punctul 4. Anulare în existență și în distrugă. Cine este pentru? Pentru? Bun. Trebuie să scop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pentru ce? Pentru anularea înregistrării. Ah, așa. Păi, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 2, 4, 6, 8. 8. S-a ținut cineva contra? Domnul Arie, contra. Nu contra, acolo. S-a ținut. Și Dorinel o zis la producător. Nu, a zis că el s-a ținut. El s-a ținut sigur. Trece să unul s-a ținut. Eventual îl întrebați, dacă îl revine. Înainte de a spune că se termină ședința, doamna secretară, vă rog, când faceți invitații, dacă domnul primar stabilește 10, dumneavoastră să treceți 9. Rugăm izena. Da. O oră la vas, ca să... Ca să aibă justificare, o parte din consilieri, că zic, bă, dacă îi invitați să scrie un știu, ce-i plecat la 10 la servici? Adică, normal, o oră înainte de ședință trebuie să fim prezenți. Dar dacă nu se poate altfel, analizați. În legătură cu copiii după planul parcelar, doamna primar, dacă mai adăugați ceva, dacă mai aveți completat, răspunsul ceva. Pentru domnul Țăranu, când a fost hotărârea cu impozitii și taxii, domnul Țăranu nu așa știu, toate taxele care au fost cu căsătoria, deci a zis că să fie excluzii, anulate. Deci a fost hotărâre, toate planul parcelar care... Da, da, am înțeles, am înțeles, dar e bine, nu mai este. Da, e bine, da. Deci, dacă nu mai are da. Ceva de da. Da, răspunsul? Vreau să răspund, doamne frunze, în legătură cu cetățenii care nu au îngrijire la domiciliu și... Da, da, da. Cei care au spus dumneavoastră au îngrijire. Este angajata Iosif Alina care vine la doamna Chiriac, la doamna Tilici. La Tilici? Da, bine? Da, da, are program. Da, bine. Când vedem-o pe doamna Felice, dacă... Da, bine. Da, da, eu i-am notat, am stat da, da, cu oameni, am stat cu oameni, mai există și niște preferințe. Acum este o fată, domnul, care a fost asistent social așa, și o preferă, cu, o parte nu cu preferiu, plus dai seama, doamne ferește, poate da Dumnezeu să fie sănătos, n-am nevoie să deschidem eu partea pentru o cauză ca asta. Dar, de exemplu, Sava Gheorghe o vrea pe ea, Ninia Bărănescu o vrea pe ea, și dacă puteți o jumătate în urmă sau ceva, nu știu cum să vă gândiți. Adică să intrăm și în grația celor care beneficiază de servicii. Am la asta m-am gândit eu. Acum, dumneavoastră, faceți cum credeți. Nu. Am văzut la FSC să mai angajăm o fată, spunem noi jumate și ei jumate și am rămas doamna președinte să vadă ce fonduri au și de așa. Da, da, și cum? Și angajați și în continuare pe cei care au fost, care au experiență, care s-o pricep, pe ce se întâmplă, vedeți dumneavoastră, în relațiile dintre oameni, cel mai important lucru este încrederea, care se câștigă greu și se pierde ușor. De motivul ăsta, în casă, nu o plinește pe cineva cu care, în care are încredere și cu care s-a obișnuit. Din motivul ăsta susțin, adică susțin. Are, deci nu am văzut o dată asta de vorbă cu dumneai, chiar aici, în fața primăriei. Da, fiind, având și am mulți beneficiari Iosif Alina, am vorbit la FSC să mai angajăm o fată. Da, 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 am angajat și ține spun și am angajat spre ea în continuare, că tot are experiență, tot, măcar acolo, cât de puțin, nu. Zic eu, la părere, dumneavoastră, de ce te scotărâți, pentru că ce să întâmplă? Hotărâm ceea ce trebuie pentru cetățenii și mare lucru nu putem să facem, dar măcar atâta lucru. Și acum
Și partea din aceea are o problemă. Da, este o problemă. Dar, uitați, și domnul Reu nu ar trebui să ridic eu problema asta, dar dumneavoastră e foarte, foarte modest și extrem de reținut. Are părinții amândoi sunt foarte bolnavi, adică sunt foarte bătrâni și îngrijește sora dumnealui, care e tot în vârstă. Și e foarte greu că dacă se mai duce cineva și măcar aduce o găleată cu apă, ora spune, nu mai scutește pe fica. Nu vă supărați. Nu vă supărați, vă rog de suflet. Nu vă rog nici pentru sănătatea sorii. Da, să-i dea Dumnezeu sănătate, dar să știți că... Nevoie, ea, tot în partea de da, da. Nu vă ce ajutează cu apă. E, domnul Oreu, să știți că un lucru este foarte greu ca un bătrân să aibă grijă de alți bătrâni. Este foarte greu. Așa că